Bun găsit la știrile din sport! Cele mai bune echipe de Liga a 3-a ale seriei a 5-a se întâlnesc în ultima etapă a turului. Avântul Reghin joacă în deplasare la Industria Galda de Jos, sâmbătă 21 noiembrie de la ora 14. Cele două formații sunt la egalitate de puncte, însă Avântul are avantajul golaverajului cu cel mai bun atac al seriei. O victorie, dar și un egal, iar menține lideri pe elevii lui Vili Stoica, o performanță de care Reghinul nu a mai avut parte de mulți ani. Va fi sau nu va fi Avântul Reghin lider la finalul turului de campionat? Aceasta este întrebarea la care vom afla răspunsul sâmbătă 21 noiembrie. În ultima etapă dinaintea pauzei competiționale, echipa antrenată de Vili Stoica și Viorel Cioată întâlnește în deplasare ocupanta locului 2, Industria Galda de Jos. Cele două formații sunt la egalitate de puncte, 28, dar Avântul are mai multe goluri înscrise, 27, și mult mai puține primite decât adversarii, 10. Bineînțeles, da, cu ocupanta locului 2, la egalitate de puncte cu noi, unul foarte greu. Ca și celelalte meciuri, la fel, mergem să jucăm, mergem să câștigăm cele 3 puncte. Și o să vedem ce o să fie la final. Antrenorul reghinenilor va putea dispune de întreg lotul de jucători, care va face deplasarea la Galda de Jos încă de vineri. Ați văzut că am făcut multe schimbări, au avut câte 3 cartonașe și mi-era frică să nu ia 4-lea, fiindcă suntem cu lotul foarte subțire și am făcut toate schimbările ce am putut să fac. Mă bucur că avem tot lotul întreg și fără probleme. Adversarele de sâmbătă au reușit în acest tur câte 9 victorii, un egal, și au suferit 2 înfrângeri, care în cazul Industriei Galda au venit de la Comuna Recea și Luceafărul Oradea. Partida din 21 noiembrie, contând pentru etapa cu numărul 13, va debuta la ora 14.